Venisăm la Muzeul Bancului Montan, expoziția Filmele de altă dată, o colecție de afișe din patrimoniul Muzeului Banatului Montan, afișe care până astăzi nu au mai fost expuse niciodată în anii de existență ai muzeului și de când ele au fost introduse în patrimoniul instituției noastre. De aceea este un motiv de mândrie în plus pentru noi că această expoziție s-a putut vernisa la timp. Am colaborat foarte bine cu Muzeul Cineastului Amator, care ne-a furnizat și câteva informații prețioase despre cinematografie și câteva din obiectele pe care le-am expus astăzi aici. Expoziția va rămâne la noi la muzeu, preț de 3 săptămâni și așteptăm toți pasionații de cinematografie, de film și nu numai, să ne calce pragul să vadă exponatele noastre. Muzeul Cineastului Amator, pe lângă colecția pe cine amatoriz, camere de filmat, aparte proiecție dedicate formatelor 16 mm, are și o mică colecție cu temă cinematografică. Mă refer aici la aparate de proiecție folosite pentru caravanele de film sau pentru proiecții în satele sau comunele care nu aveau un cinematograf permanent, aparate care erau transportate și duse la locație pentru a face filmul. Și cu acest prilej, cu cadrul evenimentului realizat de Muzeul Banatului Montan, am pus la dispoziție aceste aparate ca să însuțească posterele filmelor care erau proiectate. Sunt aparate pe 35 de mm și funcționale, din când în când ne mai pornim ca să arătăm oamenilor cum mergeau și sper să fie pe placul vizitatorilor.